Pentru noi, cina înseamnă o azimă și un pahar. Pe o masă ca de nuntă, pentru cei salvați prin har. Mai înseamnă curăție și sfințire în Duhul Sfânt și viață din viața promisă că în curând vom avea parte la nunta și la masa lui Hristos. Noi, ce am fost aici mireasă și am cinat cu el jos. Ce a însemnat cina cea sfântă pentru Domnul nostru Iisus? A însemnat jertfă, durere și o iubire fără apus. A însemnat și ascultare față de Tatăl Etern să plătească prețul groaznic al păcatului făcut, prețul fără de care omul ar fi fost pe veci pierdut. Și în timp ce luăm azima, ne amintim cum El s-a dat, ca o jertfă ce plătește prețul marelui păcat. Noi acum, cu reverență, luăm azima trupul său, însă el în seara cinei ispășea păcatul greu. Ca un miel vândut de Iuda, fu pe doar 30 de arginți, doar 30 ca învățătorul cel iubit să fie prins. O neliniște și un zbuciu și al morții reci fior, îl cuprinse pe cel care la început fiind creator. Plăsmui cu bunătate omul crud cu gând hain, să-și trimită Creatorul la calvar să moară în chin. După Ghețimani cu silă, pupa jocorii de toți, pălmuit, scuipat de preot, de doi martori mincinoși. Mai apoi și Petru, și cocoșul și ai săi, ce îl părăsiră în grabă în mijlocul celor răi, iar apoi legat ajuns la Pilat și fu bătut, cu nuiele și scuipat fu, de zeci de ocări umplut. Mai primi și o cunună, împletită doar cu spini, iar pe trupul plin de rană, un veșmânt hâțtacoșiu. Și în fața lui soldații, nemiloși îngenuncheau, și în bajocură, potresne, peste cap îl tot loveau. După ce-l bajocoriră, îi dă dură crucea grea, s-o târească după sine până sus pe Golgota, unde cu el țintuiră pe o cruce între tâlhari, râs de trecători și preoți, de bătrâni și cărturari. Noi acum luăm azima, trupul mielului junghiat, înțelegem doar în parte cât pe Domnul l-a costat, ca într-o zi de libertate noi să fim liberi în el, să fim salvați prin jertfa ce a adus-o Sfântul Miel. Azi înfiorați în Duhul, bem din rodul cel mai sfânt, rodul viței vieții eterne ce s-a dat pe acest pământ. Sângele ce-a curs pe cruce în izvoare vii de har, ce ne iartă de păcate și ne dă viața în dar. Sângele, pecetea sfântă, ca pecetea din Gosen, pentru noaptea minunată când vom fi răpiți la cer. Și când bem din rodul viței, ne amintim că prin Iisus suntem împăcați cu Tatăl, doar prin sângele ce-a curs. Jertfa sfântă e viața pentru cerul minunat, căci a treia zi cu slavă mielul sfânt a înviat. Vina azi e ispășită, se primește viață în dar. Cine vrea să aibă viață, azi să vină cât e har. Cu o inimă curată să se întoarcă toți la el, ca luând ofranda sfântă să primească viață în cer. Suflet drag, ascultă glasul care îți spune, vino acasă, până încă-i har te-ntoarce, căci puțin a mai rămas. Azi, cât ușa e deschisă, intră sub pecetea lui, cu o viață de sfințire prin cuvântul Domnului, ca la capăt să poți trece malul Sfântului Iordan, să ai parte cu iubiții și cu Domnul Canaan. Amin. Amin.